Salutare dragilor, eu sunt Alexandru Hobincu și bine ați revenit pe canalul meu. Știu că am lipsit o săptămână, doar că din fericire să spun așa, săptămâna asta a fost absolut fabuloasă și magnifică pentru că a fost lansat canalul de Patreon unde se întâmplă lucruri minunate și o să discutăm un pic și despre el și ce s-a întâmplat săptămâna asta pe Patreon. A fost și ziua mea în care am petrecut alături de familia mea și m-am bucurat cumva de cei 30 de ani pe care i-am împlinit, și de asemenea m-am bucurat de urările celor din comunitatea mea, unde se pare că am reușit să creez, din perspectiva mea, cea mai tare comunitate de. Până acum din România. Hai să vă explic un pic și care e treaba cu patronul ăsta. Pe scurt, eu am decis să ofer persoanelor interesate de trading. Da? Deci, atenție, tradingul este puțin diferit față de zona de investiții, pentru că noi, când vine vorba de trading, înseamnă că facem bani indiferent de piață. Da? Fie că e bull market, fie că e bear market, pentru noi contextul este superb, de a face bani, atât timp cât există fluctuațiile zilnice. Patreon a fost făcut împreună cu colegii mei Răzvan și Alina. Eu mă ocup de zona de trading de avansați, Răzvan se ocupă de zona de trading de începători, adică în momentul de față avem clase diferite atât pentru cei care vor să o ia de la zero, cât și pentru cei care deja au bazele tradingului și vor să meargă către zona de profesionalism, iar colega noastră Alina se ocupă de sufletul nostru, adică de psihologia în trading, și este superb. În Patreon veți găsi cursurile mele, care erau înainte postate la 500 de euro, iar acum pot fi accesate la doar 30 de dolari, 30 de dolari așa, pe lângă cursurile mele, avem informări, zilnice vis-a-vis -vis de piață. Deja avem două webinarii care sunt doar pentru Patreon, adică webinariul de al meu de trading și webinariul de psihologie al Alinei, urmând ca în fiecare săptămână să existe trei webinarii, foarte, foarte tare. Zona de investiții deja a fost lansată. Aici persoanele care doresc sau au bani deja investiți primesc analizele noastre vis-a-vis -vis de zona de investiții, vis, vis de potențiale scenarii ce se pot întâmpla pe termen Lung. Așa că dacă sunteți interesați și de investiții, aveți aici pe lângă cunoștințele pe care le puteți dobândi spre propriul vostru beneficiu, adică să învățați să investiți corect. Aveți și analizele noastre pe zona de investiție, avem și primul trade postat săptămâna asta, un short pe BTC care după, după analiza mea și-a atins deja targetul 1 care era la 37.000. Deci am avut un entry, dacă nu mă înșel, pe la 38.800 sau 38.900 pe acolo, și uh, target primul target a fost la 34.000 și al doilea target la 35.000. Uh, lucrurile merg spre uh, succesul nostru, din câte se vede, adică trade-ul a mers în direcția noastră și ne bucurăm pentru profituri. Așa, iar dacă îți dorești să înveți, dar totuși nu dorești să intri pe, pe Patreon, nu îți face absolut nicio problemă, pentru că există comunitatea noastră unde se postează rezultate, se postează uh, analize, da? avem și forex. Avem și răspundem și la întrebări, adică încercăm să să ajutăm pe, pe toți vis-a-vis -vis de drumul lor, și aș zice eu, aș prefera să-i spun drumul corect în a face profit din trading. Dar, dar, întrebarea zilei de astăzi este: se mai pot face bani din cripto în momentul de față? Uh, nu știu dacă știți, era filmul ăla românesc cu capitanul Burcea care zicea Bine ați venit, rău ați nimerit. Cam așa văd eu situația pentru cei noi intrați în piață. Pentru că în momentul de față, dacă ești mai vechi în cripto și ai prins bull market, cam știi cât de ușor să făceau banii, tot, nici măcar nu aveai nevoie de cunoștințe, era doar chestia de cumpărat, doar cumpărai și prețul creștea în mod miraculos și fabulos. Din păcate, în momentul de față și cu tot respectul față de colegii mei influenceri care se duc către zone din astea, Bitcoin ajunge la 500 de mii, Bitcoin crește, gata, ne ducem, crește în parabolic, crește, mă rog, din perspectiva mea, prefer să stau un pic mai realist, să spun așa, și să facem banii la modul la care am învățat nu doar fiind retailer, pentru că în ultima perioadă chiar am vrut să văd dacă cunoștințele mele de retailer sunt asemănătoare cunoștințelor celor care fac treaba asta la nivel instituțional și în urma unei excursii prin noiembrie, dacă mi se pare, dacă mai țin minte bine, am plecat la School of London, School of Trading din Londra. Unde am avut ocazia să cunosc și perspectiva instituționalilor. și într-adevăr, mi se confirmase faptul că banii nu se fac atât de ușor pe cât credeam eu. Mine, oricum, eu am avut dintotdeauna, să zic așa, o gândire mai nu neapărat pesimistă, ci efectiv mai realistă a pieței. Dar dacă concluzia la care am ajuns până în de față este că dacă mai vrei să faci profit, ai posibilitatea să o faci doar învățând, pentru că piața a devenit extrem, extrem de grea. În primul rând vreau să vă zic o, o părere personală vis-a-vis -vis de piață, pentru că în momentul de față există multe persoane care o să zică da, să vezi și când o să bufnească în sus, o să rupă, o să băi, uh, uitați-vă la un lucru, nu uitați că Există mulți oameni, mulți, mulți retaileri care au banii blocați în momentul de față, da? Poate unii din voi ați cumpărat la da un exemplu, la 64.000. Alții din voi ați cumpărat la uh, 58.000. Uh, alții ați cumpărat la 51.000, da? Alții ați cumpărat la 46.000. Și tot așa, alții ați cumpărat la 45.000 când ați văzut creșterea asta. E imaginați-vă că toate toate aceste zone vor ține rezistență. Da. Foarte, foarte, foarte multe zone din asta vor ține rezistență. Pentru că de ce sunt, de ce vor ține rezistență? E clar că, din punct de vedere psihologic, cei care au o grămadă de bani blocați pe perioade foarte mari de timp, și sunt sigur că sunt mulți oameni care deja s-au săturat să stea cu banii blocați și zic, bă, dar nu mai revin. Și am, am cunoștințe prin cercurile mele de prieteni care au câte 20.000 de euro, 30.000 de euro blocați și tot ce își doresc în momentul de față este măcar pe zero să iasă, să nu iasă pe pierdere. Și atunci, odată ce prețul va atinge aceste zone, bam, ne ducem înapoi în jos, da? bam, ne ducem înapoi în jos, bam, ne ducem înapoi în jos, da? deci iarăși de aici, bam, ne ducem înapoi în jos. Și noi ca trader putem să fluctuăm între zonele astea, foarte, foarte lejer, putem să le luăm, de preferat când o să crească, noi o să cumpărăm, o să cumpărăm, da? Suntem conștienți, bam, cumpărăm, da, vine înapoi, cumpărăm și ca trader o să poți să faci uh, o sumă foarte mare de bani comparativ cu cei care au intrat și abia în zonele astea vor fi pe zero, da? Vor fi pe 0. Uite, de asta prefer eu trading în detrimentul investițiilor. Bine, asta este doar o părere personală iar eu cred că acea creștere pe care o așteptăm cu toții, cea în care vom ieși din bear market și vom intra în bull market, va fi destul de progresivă. Nu va fi o creștere uh, e, o, o, o creștere așa foarte, foarte agresivă. Știi, să plece prețul de aici, să văd că până la 70 de mici. Nu, nu, din păcate nu cred că așa ceva e posibil, așa că trebuie să o luăm pe pași mărunți. Dacă mă uit un pic pe BTC, astăzi uh, suntem în zona de weekly, ia să ne uităm. Deci avem un, un, uh, un suport destul de mare pe previous week low. Și Previous Week Higher este foarte, foarte sus. Adică contextul este uh, bullish din, uh, din perspectiva mea. Avem potențial destul de mare să, să ne îndreptăm în sus, pentru că sunt foarte multe ordere de sel luate din zona asta. Și atunci mai probabil să nu avem uh, să nu avem vânzători. Uh, și dacă intrăm pe, pe daily, observăm că ne ținem destul de bine uh, deasupra lui PDL. Totuși, dacă ne uităm la nivel macro, o să observăm tendința de creare a unul, unui bullish triangle. Ce înseamnă bullish triangle? Înseamnă că există cumpărători la nivele superioare sau din ce în ce mai superioare, da? uh, iar aceștia se opresc în zona de sus, adică aici și observăm steady, steady highs, da? adică atunci când, observăm, atunci când pe grafic există higher lows, higher lows și steady highs, atunci mai probabil cumpărătorii împing piața din ce în ce mai sus, din ce în ce mai sus și la un moment dat va exista un breakout care va împinge prețul mai sus peste nivelul de cât este aici? 45 de mii. Deci, la nivel macro, sincer, la asta mă aștept, dar asta este în context de investiții pe daily. Da? Deci, vorbim strict de daily. Adică, m-aș încumeta să îmi cumpăr BTC la 35 de în momentul de față. Probabil l-aș vinde la 45 de pentru că n-aș vrea să fiu acolo în momentul în care în piața ne dovedește contrariu. Nu uitați că un asemenea bullish triangle nu are decât o șansă de reușită de doar 55%. Deci nu mi se pare un, un succes rate destul de mare astfel încât să mizez toți banii din zona de 35.000 și să, să merg cu ei în sus. În cazul în care prețul va veni înapoi în zona de 35.000 de și voi vinde aici, în cazul în care se întoarce înapoi către 38.000 voi cumpăra iar vânzând la 45.000 și numai bine, după aia dacă pleacă prețul nu ar trebui din perspectiva mea să vă faceți griji, de ce? Pentru că el oricum se va întoarce la retest și atunci putem să cumpărăm din nou, din 46.000 să ne ducem mai departe așa că, dragilor nou FOMO, da? încercați să nu vă grăbiți încercați să vă gândiți la faptul că Aici tranzacționați cu banii voștri și singurul interes din perspectiva mea este acela de a fi sau de a avea o siguranță mai mare a banilor, nu de a specula așa în mod fantasmagoritic anumite aspecte din piață. Așa că răspuns final, dragilor, da, încă se pot face bani pe cripto, doar că trebuie să fii mai atent decât de obicei și să încerci să nu te calicești. Adică dacă tu crezi că poți să găsești bottom la 35.000 și să vinzi topul la 100.000, ok, foarte bine, este decizia ta. Eu prefer să fiu mai safe și să-mi iau profiturile ori de am ocazia, pentru că sunt conștient de anume lucruri care se întâmplă în de față în piață. Până data viitoare, dragilor, eu sunt Alexandru Comincu și sper că v-a plăcut episodul de astăzi.